În plină criză energetică și pe fondul puseului inflaționist pe care îl traversăm, politicienii ne sfătuiesc să stingem becul și să reducem consumul de gaze, dar își măresc propriile salarii. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că sunt constrânși din toate punctele de vedere, în timp ce politicienii aspiră la salarii ca în străinătate. Ieșenii sunt indignați de noile creșteri salariale ale demnitarilor, în timp ce ei sunt constrânși de criza puternică care traversează țara. Să zic că sunt hoți și bandiți și noi stăm și murim de foame. Eu am muncit 35 de ani și am o pensie de 12 milioane. Asta este. Păi cum să fie normal? Păi cum să fie normal? Dacă sunt hoți, noi și putem să facem. Al nu mai știu, Guran sau nu știu cum îl cheamă la PNL, care el vrea să fie și bogat și cinstit. Deci, nu, eu nu înțeleg bogăția asta cinstită, cum să faci? Că eu am muncit cinstit, dar nu sunt bogat. Nu am o părere bună. Nu e normal. Sunt atâția oameni care trăiesc la limita subexistenței sau chiar cu un salariu minim și tot le promite. Ei cu promisiunile și dumnealor cu salarii mărite și încă destul de multișor. Dânșii sunt bani, dar pentru noi nu. Noi pensionarii care eu trăiesc cu 1000 de lei, 10 milioane. Spuneți-mi cum să mă descurc. De asemenea, unii ieșeni susțin că salariile parlamentarilor ar trebui să fie minimul pe economie. Ar trebui să aibă salariul minim pe economie, toți parlamentarii. De ce? Să vadă cum se trăiește cu salariul minim pe economie. Deci ne-am întristat pe loc. Sincer vă spun, surpriza surprizelor. Pentru noi, ceilalți mărunți, nu e nicio mișcare, nu se face nimic, nici nu se vrea, sunt convinsă. În prezent, salariile demnitarilor sunt înghețate la nivelul anului 2019, după ce guvernul a luat această decizie în pandemie. UDMR a introdus o actualizare a indemnizațiilor demnitarilor cu salariul minim din 2021, majorat și el între timp.